Bună ziua și bine v-am găsit la știrile Câmpinanul.ro. Sunt Cosmin Stoican. Iată care sunt cele mai importante evenimente ce au avut loc în municipiul Câmpina și în săptămâna 8-14 aprilie. Știri? Să știi! Peste 400 de angajați ai societăților LC, Titu și Electrocarbon Slatina au manifestat în cursul zilei de luni 8 aprilie în curtea societății de la Titu timp de câteva ore împotriva primarului municipiului Câmpina și al abuzului de putere pe care acesta a exercit asupra celor două societăți. Primarul Moldovean vrea să obțină de la cele două societăți, fără vreun temei legal, aproape 80 de milioane de lei, chirie pentru niște terenuri de pe albiile râurilor Prahova și Doftana, date spre folosință cu titlul gratuit de către primăria Câmpina în urmă cu mai mulți ani chiar când actualul primar, în calitate de consilier local la vremea respectivă, era președinte de ședință. Manifestanții au fost înarmați cu pancarte și au strigat mai multe lozinci împotriva primarului municipiului din Câmpina, pe care îl acuză că prin acest abuz le poate periclita activitatea și locurile de muncă. O machetă ce îl înfățișează pe Iulian Dumitrescu, președintele suspendat la Consiliul Județean Prahova, acuzat de fapte de corupție, a fost plimbată în cursul zilei de marți pe străzile din Ploiești. Macheta a fost așezată pe o mașinuță Lamborghini teleghidată și avea un mesaj afișat pe care scria Dumitrescu, baronul PNL Lamborghini. Prin organizarea acestui protest, organizatorii doresc să atragă atenția asupra luxului și opulenței cu care mai mulți lideri politici din Prahova se afișează în spațiul public. În plus, deși aflat sub control judiciar și acuzat de fapte de corupție, DNA, Iulian Dumitrescu este susținut de primarii PNL din județ la alegerile locale din 9 iunie pentru un nou mandat în fruntea Consiliului Județean Prahova. În stilul caracteristic din ultimii patru ani, municipiul Câmpina continuă să ne ofere imagini ce lasă un gust amar de fiecare dată când trecem prin locuri care nu sunt neapărat centrale și deci nici accesibile mai multor câmpineni. De această dată, imagini dezolante vin din apa lacului Curiacul, care este împânzită de vegetație și gunoaie. Pe lângă faptul că parcul din jurul lacului arată execrabil, se pare că autoritățile locale nu se mai ocupă nici măcar de curățarea suprafeței apei. Vineri, 12 aprilie, la orele prânzului, 200 de spectatori au umplut sala mare a casei de cultură Geoboxa la ceas aniversar. Orchestra Societății Filarmonice din Câmpina a împlinit 20 de ani de la înființare. La pupitrul ei s-a aflat maestrul Răzvan Luculescu, dirijând Sinfonia numărul 40 KV 550 și acompaniându-l pe maestrul Viniciu Moroianu în concertul 19 pentru pian și orchestră KV 545. Societatea Filarmonică împlinește și ea 30 de ani de existență. Somnul, o activitate pe care o facem în mod natural, dar a cărei importanță este adesea subestimată, de ce somnul este un element crucial pentru un stil de viață sănătos și echilibrat, aflăm la Pastila de Sănătate de la Irina Vișan. Salutare! Astăzi vorbim despre somn și efectele sale asupra noastră. Este un element crucial pentru un stil de viață sănătos, echilibrat, iar importanța sa pentru sănătatea noastră nu poate fi subestimată. Iată câteva dintre aspectele esențiale ale somnului. Ajută la detoxifierea creierului, refacerea și regenerarea corpului, consolidarea memoriei, învățare și reglează metabolismul. Pentru a beneficia de toate aceste aspecte pozitive ale somnului, este recomandat să ne asigurăm că avem un program regulat de somn. Să evităm activitățile stimulante înainte de culcare și să creăm un mediu propice pentru odihnă în dormitorul nostru. Ideal este să adormim înainte de ora 23 și să ne trezim între orele 6 și 7 dimineața. Investirea într-un somn de calitate este una dintre cele mai importante lucruri pe care le putem face pentru bunăstarea noastră generală. Vă invit să citiți materialul de mai jos pentru mai multe detalii despre un somn odihnitor. Aveți grijă de sănătatea voastră. Pe curând! Weekendul acesta la Câmpina a avut loc turneul 16 din cadrul campionatului regional argeș gorj dâmbovița prahova ce s-a desfășurat în noua sală de sport de la școala gimnazială BPHD. Peste 300 de copii și aproximativ 600 de părinți au fost prezenți în sală pe parcursul celor două zile de competiție. S-au jucat 13 meciuri, iar spectatorii s-au putut bucura de peste 20 de ore de baschet de calitate. CS Câmpina a disputat două meciuri în acest weekend. La categoria U16 masculin, CS Câmpina a învins ACSI Sports cu scorul de 45 la 32, elevii Cristinei Pogiter ne dezamăgind nici de această dată, în timp ce la U15 feminin, elevele lui Liviu Dochi au câștigat la o diferență de 35 de puncte partida cu CSS Târgoviște. Etapa 17 din Superliga B1 a propus un meci aparte, care, din păcate, a fost marcat de două accidentări deosebit de grave. Scorul a fost deschis încă din minutul 2 de Ionuț Mititelu, iar în minutul 14 viitorul Provița de Sus a reușit să egaleze prin reușita lui Vladus Dragan. Din păcate, o serie de incidente nefericite au avut loc la acest meci. În prima repriză, portarul gazdelor s-a ales cu o fractură, după ce un coechipier a căzut peste mâna acestuia, iar în repriza a doua, Laurențiu Albu, atacantul echipei din Câmpina, s-a lovit la cap în urma unei contre-violente și, și a a pierdut conștiința. Din fericire, atât medicul gazdelor, cât și jucătorii și medicul celor de la Fece Muscelul au avut o intervenție promptă, evitând astfel o tragedie. Jucătorul accidentat a fost preluat de către ambulanță, iar acum se află în afara oricărui pericol. Partida s-a terminat în cele din urmă cu scorul de 4 la 1 pentru Fece Muscelul Câmpina, iar pentru oaspeți au mai marcat în repriza secundă Claudiu Prună, Ionus Mititelu și Ștefan Floștoiu. Cupa Muscel organizată la baza sportivă din parcul Soceram ajunge în anul 2024 la o ediție aniversară. Competiția ce reunește atât elevii de gimnaziu cât și licenii din municipiul Câmpina a ajuns la ediția cu numărul 10. Tinerii iubitori de sport se vor putea întoarce la una dintre cele trei discipline propuse cross, fotbal și basket. Evenimentul este organizat de Asociația Câmpina Curată. Acestea au fost știrile săptămânii 8-14 aprilie. Sunt Cosmin Stoican și vă invit să fiți cu ochii pe noi pe toate canalele noastre de social media. Ne găsiți pe site, YouTube, Facebook, Instagram și TikTok. Eu vă dau o întâlnire lunea viitoare la o nouă retrospectivă a știrilor săptămânale, câmpinanul.ro. Știri să știi!